Bine v-am găsit, dragi tineri și adolescenți, mă bucur să fim împreună câteva momente și aș dori să vorbim în continuare despre ceea ce se întâmplă în inima unui om care a fost respins. Nu există niciunul dintre noi care să nu fi simțit durerea respingerii. Fiecare om care trăiește pe pământ a trăit durerea respingerii, a trăit sentimentul de a fi nedorit, de a fi neiubit, de a fi tratat cu nebăgare de seamă, de a fi trecut cu vederea, de a fi tratat cu nepăsare de ceilalți. Probabil că acest lucru l-ai trăit și tu. Poate îl trăiești chiar în această perioadă. Poate că respingerea pe care ai trăit-o sau pe care o trăiești este dureroasă pentru inima ta. Dacă ți se întâmplă acest lucru am vești bune pentru tine dragostea lui Dumnezeu este gata să vindece durerea din inima ta dar nu există doar Dumnezeu în planul spiritual există și cel rău există și dușmanul sufletului tău cel care dorește să producă pagube cel care dorește să fure bucuria din inima ta să fure pacea din inima ta și dragostea din inima ta tu e important să știi care sunt planurile lui, care e strategia lui de a lucra împotriva ta, astfel încât să te poți proteja și a apăra de toate uneltirile celui rău. Cel rău am văzut că atacă prin gândurile pe care le trimite în mintea omului. Dacă cel rău are o tactică, atunci tactica lui este de a trimite gânduri infectate și otrăvitoare spre mintea unui om. Dacă omul va accepta minciuna din partea celui rău, și crede în ea, pe baza acelei credințe, cel rău are dreptul de a-l opresa pe om, pentru că există un principiu spiritual care spune omului îi se face după credința lui. Există un principiu spiritual foarte valoros, și anume omului nu îi se face după dorința lui, omului îi se face după credința lui. Asta înseamnă că tu poți să dorești lucruri bune pentru tine, la fel ca fiecare om. Dar dacă în inima ta tu ai credința că nu meriți, că ție nu-ți se cuvin lucrurile alea, că sunt prea bune pentru tine și că oricum tu ești nepotrivit pentru astfel de lucruri bune, atunci ție-ți se va face după credința ta. În Matei 8 cu 13 spune așa: Du-te și fă ți se după credința ta. Fii atent! Ce credințe ai tu în inima ta în legătură cu tine? Gândește-te ce frici ai, gândește-te ce credințe ai, gândește-te ce convingere ai, pentru că acolo unde în inima ta există frică, înseamnă că credința ta este că tu nu meriți că tu nu ești protejat, că tu nu ești iubit, că tu nu ești în siguranță. Și dacă ai acceptat frica și minciuna celui rău în inima ta, atunci pe baza acelei credințe că minciuna celui rău este adevărul tău, cel rău poate să pătrundă în mintea ta și să producă pagube. Există o luptă pentru viața ta și pentru destinul tău și trebuie să alegi pe cine vei crede. Dumnezeu prin Isus Hristos ți-a dat acces la iubirea Sa, așa încât să poți trăi în prezența Lui și să simți acea iubire zi de zi. Totuși, majoritatea oamenilor aleg să nu o facă. Dragostea, înainte de toate, este o alegere. Încrederea în Dumnezeu, înainte de toate, este o alegere. Faptul de a-l urma pe Hristos este o alegere. Faptul de a crede promisiunile lui este o alegere. Alegerea aceasta este ușor să o faci dacă în inima ta e cuvântul lui Dumnezeu. Să-L urmezi pe Hristos este greu dacă în inima ta este frică. Tu răspunzi pentru inima ta. Tu ești responsabil pentru inima ta. Este răspunderea ta să-ți păzești inima. Păzește-ți inima de minciunile celui rău, ca să poți bara minciunile celui rău. E important ca Cuvântul lui Dumnezeu, dragostea lui și pacea lui, și cuvântul care spune despre tine că ești iubit, să fie în inima ta din belșug. Strânge Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, strânge promisiunile lui Dumnezeu în inima ta, strânge toate acele cuvinte care vorbesc despre cât de bun este Domnul în inima ta și ține-le acolo ca pe o comoară prețioasă. Dacă inima ta și mintea ta sunt pline de promisiunile lui Dumnezeu, îți va fi ușor să barezi minciunile celui rău. Vei ști să deosebești care este voia lui Dumnezeu de voia celui rău, care este șoapta Duhului Sfânt de șoapta Duhul Orele, vei putea face diferența, dar dacă nu ești înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu, vei tinde să crezi minciunile celui rău în momente de durere, în momente de singurătate sau în momente în care te simți marginalizat sau te simți respins. De asta e foarte important să te documentezi din cuvântul lui Dumnezeu, să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta ca pe cea mai prețioasă comoară Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta te poate proteja de minciunile celui rău. Odată ce ești protejat, ești liber. Odată ce ești protejat, ești puternic. Odată ce ești protejat, ai acces la resursele lui Dumnezeu și poți să-ți îndeplinești în viață obiectivele pe care tu le ai, pentru că Dumnezeu își dorește pentru tine lucruri bune. Dar nu poți să mergi și cu Dumnezeu și cu cel rău va trebui tot timpul să alegi. Tot timpul vor fi în mintea ta vocea celui rău și cuvântul lui Dumnezeu. Tu va trebui să alegi între acestea două. fiind înțelept și alege cuvântul lui Dumnezeu. În Proverbe 4 cu 23 spune așa Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Așa că ceea ce contează este ceea ce crezi în inima ta. Alege să-ți păzești inima și ancorează-te puternic în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un tânăr are o convingere greșită în inimă, care s-a format când era copil, și anume, nimănui nu-i pasă de mine, sunt de neiubit, nu am nicio valoare, trebuie să muncesc din greu, pentru că altfel nu voi fi plăcut nimănui, acele convingeri vor fi folosite de cel rău pentru a-l opresa pe acel om, până când, în mod conștient, Alege să se dezică de toate aceste minciuni. Astăzi este ziua în care tu poți să alegi într-un mod conștient să te dezici de toate minciunile celui rău și să alegi adevărul. Adevărul te va face liber. Alege să crezi adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este astăzi, aici și acum. Alege să-l urmezi pe Isus și să te încrezi în bunătatea lui față de tine. Te bine cuvintezi cu o minte deschisă, cu o minte care să primească cuvântul lui Dumnezeu și care să aleagă adevărul. Mulțumesc!